Kingston și HyperX m-au surprins în mod plăcut în ultima perioadă de timp, periferice de top, memorii și SSD-uri pentru utilizatorii pretențioși sau foarte pretențioși, dar și produse pentru orice buzunar. Iar aici mă refer strict la componentele ce ne interesează în mod direct pe noi, cei ce ne construim sisteme, indiferent că sunt ele de buget sau de gaming. Memoriile de tip DDR și SSD-urile. De curând, Kingston a lansat gama de SSD-uri KC2000, modele cu suport NVMe și capacități de stocare cuprinse între 256 de giga și 2 tera. Salut! Eu sunt Mădălin, iar acest video review este dedicat unității de stocare tip SSD, model KC2000, cu o capacitate de 500 de giga și produs sub brandul Kingston. Cum v-am obișnuit, review-urile dedicate unităților de stocare, indiferent că sunt ele SSD-uri sau harddisk-uri, sunt pe alocuri simple cu o durată de vizionare mică, dar consistente în ceea ce privesc detaliile tehnice, dar și rezultate ale testelor pe care le-am efectuat. Acestea confirmând sau infirmând specificațiile tehnice puse la dispoziție de producător. KC2000 de la Kingston are dimensiuni reduse și evident este compatibil cu orice placă de bază ce are în specificații standardul 2280. Mai pe românește spus, M2 cu dimensiune 80. Totodată, pentru a beneficia de ratele de scriere citire menționate de producător, aveți grijă să-l montați în slotul dedicat, slot ce folosește magistrale PCI Express și dispune de suport NVMe. În cazul în care acesta nu este montat în slotul corespunzător, vitezele de scriere-citire vor fi limitate la performanțele slotului respectiv. Am făcut lucrul acesta din greșeală și mă miram de ce nu ajung la valorile menționate de producător. Pe de altă parte, utilizatorii ce doresc să monteze acest model sau orice alt model de SSD pe slot M2 într-un laptop, le recomand să caute atenți dacă pe modelul pe care îl dețin se poate monta o astfel de componentă, iar dacă nu găsesc un răspuns, să pună o întrebare producătorilor la secțiunea suport înainte de achiziție. KC2000 de la Kingston folosește controllerul Silicon Motion SM2262EN, ce împreună cu memoriile Toshiba 96L Big S4 3D TLC Triple Level Cell pot genera, conform specificațiilor disponibile pe site-ul producătorului, pentru acest model, bineînțeles, viteze de până la 3000 de mega citire și 2000 de mega scriere. Personal, nu cred că sunt valori marketate, având în vedere că vorbim de un SSD cu suport NVMe și ce folosește 4 linii PCI Express. Evident, nu ai ce să vorbești despre un SSD și cam acestea sunt datele tehnice ale modelului KC2000 produs de către Kingston. Haideți să vedem acum care sunt de fapt și de drept vitezele și timpii de răspuns reali a acestui model. Concluzii? Sincer să fiu, nu știu ce ar mai fi de adăugat după ce am văzut rezultatele testelor. Cred că modelul de față, KC2000, produs de către Kingston, este unul demn de luat în calcul în cazul în care vreți să vă construiți un PC, indiferent că este el de tip office, multimedia sau chiar de gaming. Timpii de acces mici, vitezele de scriere sau citire uriașe, cu siguranță vor reduce timpii de încărcare ai sistemului de operare sau al oricărui alt soft pe care îl folosiți. Iar în cazul în care vorbim de jocuri, încărcarea hărților se va face cu siguranță mult mai repede decât în cazul unui hard disk, SSHD sau chiar al unui SSD în format de 2.55. Aici punem punct video prezentării dedicate SSD-ului KC2000 produs de către Kingston și disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.